Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit! Iată, cu o ocazie deosebit de frumoasă și onorantă pentru noi, organizatorii Inspectoratul Școlar Județean Iași și Fundația Music Camp International, reprezentată de partenera și prietena noastră, doamna Connie Fortunato. Timp de o săptămână, copiii noștri au petrecut la Colegiul Național Costache Negruții. O săptămână frumoasă, cu multă muzică. Copiii noștri să facă timp de o săptămână. Cred că e mai bine așa, da? Așteptăm cu nerăbdare să vedem ceea ce au pregătit copiii noștri timp de o săptămână. Vă spun că au muncit mult și cu siguranță a fost fructuos ceea ce ei au pregătit în tabără. Am alături de noi pe doamna inspector școlar general adjunct, profesor dr. Genoveva Farcaș. Tot alături de noi este astăzi preasfinția sa, părintele paroh și decan, Benone Lucaci. Mulțumim pe această cale Bisericii Romano-Catolice pentru că este alături de noi și de fiecare dată cu generozitate ne primește și ne deschide ușa în casa Domnului. Și nu pot să nu amintesc în ultimul rând pe dragii noștri prieteni, Filarmonica de Stat Moldova Iași, Orchestra Filarmonicii, suntem onorați și bucuroși că ne sunteți alături. Am să o invit alături de mine acum pe doamna inspector școlar general Genoveva Farcaș să ne spună un gând. Mulțumesc! Vă salut în numele colegilor mei de la Inspectoratul Școlar Județean din Iași. Mă bucur să fiu prezentă astăzi aici, la acest eveniment deosebit, la această gală practic a unui eveniment educațional și cultural important pe care Inspectoratul Județean Iași îl coordonează prin persoana doamnei Irina Florian. A devenit practic acest eveniment Music Camp unul cu valoare simbolică, pentru că vă reunește pe dumneavoastră, dragi elevi, într-un spațiu generos, frumos și mulțumim Episcopiei Romano-Catolice pentru că de fiecare dată este gazda acestui minunat eveniment. E un eveniment de amploare, aproximativ 200 de copii care sunt purtați de către profesioniști ai muzicii în lumea aceasta pe care ne-o dorim mai bună și cum poate să fie ea mai bună dacă nu și prin intermediul muzicii, a cântului vocal și instrumental. Vă doresc tuturor succes și mă bucur să mă aflu aici, în mijlocul dumneavoastră, astăzi. Doamnă inspector general adjunct, mulțumim frumos! Sfinția voastră, un gând bun, poate o binecuvântare, tot începe noul an școlar. Ne bucurăm și noi și suntem onorați să fim din nou gazda unui eveniment atât de frumos și atât de benefic pentru educația copiilor. Sfântul Evanghelist Luca spunea că în noaptea în care s-a născut Iisus, păstorii au auzit glasul îngerului și a oștii cerești care cânta mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor pe care El îi iubește. Aș vrea să cred că vocile acestor copii, după cum am văzut și în anii trecuți, reprezintă un ecou al acestor glasuri care s-au auzit atunci când s-a născut Iisus. Și muzica este cea, muzica adevărată, este cea care îi aduce slavă lui Dumnezeu și aduce pace pe pământ, aduce pace în inimile noastre.
Îi felicităm pe copiii care s-au pregătit și care au ales muzica ca valoare în viața lor, pentru că ei vor să laude pe Dumnezeu și vor să ne aducă nouă pace în suflet. Îi felicităm pe organizatori, îi felicităm pe aceia care îi ajută pe copii să crească și să fie educați și prin muzică, ca o valoare atât de importantă, și credem că astăzi acești copii ne vor arăta ce înseamnă pentru ei muzica, ce înseamnă un efort pe care îl depun. Vă salut și vă felicit pe toți și în numele Preasfințitului Petru Gherghel, care din motive obiective și binecuvântate nu este în mijlocul nostru, și Preasfințitul Aurel, episcop auxiliar de Iași, și ei vă felicită, vă salută și vă urează mult succes mai departe. Un eveniment binecuvântat vă dorim. Mulțumim, Sfinția voastră. Înainte de a o invita pe Coni să deschidă concertul nostru, supun atenției dumneavoastră un mic detaliu tehnic. Vă rog să vă verificați telefoanele mobile, că sunt închise și că nu ne vor deranja pe parcursul concertului. Dragă Coni!
Thank you very much. It is wonderful to be in Iași again. Este minunat că Music Jam se află din nou la Iași și alături de noi. What you have just heard was the theme from Beethoven's Ninth Symphony, the Ode to Joy. Ceea ce tocmai ați auzit, interpretat de copii alături de Orchestra Filarmonică Moldova din Iași, a fost tema din Sinfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven, Odă Bucuriei. We're going to ask the children very quietly to please get into your choir positions. Children, would you please get into your choir positions very quietly? Thank you. Copiii sunt rugați să se așeze în poziția de la cor. And while they do that, let me tell you just a little bit about our week. Cât timp copiii se vor așeza în poziția lor, vă vom povesti câte ceva despre ceea ce s-a întâmplat în această săptămână la Music Camp. Music Camp believes very passionately that all children have music inside. Music Camp crede cu pasiune că toți copiii au muzică în ei. And we believe that our opportunity is to help the children discover and develop that music that is inside. Și noi credem cu pasiune că este oportunitatea și privilegiul nostru să-i ajutăm să își descopere și dezvolte această muzică care există în interiorul lor. We also believe that great music makes great people, which is why we are so honored today to have members from the Moldova Iași State Philharmonic Orchestra accompany the children. Noi credem de asemenea că muzica de calitate creează oameni de calitate, de aceea suntem extraordinar de onorați și încântați să avem alături de noi instrumentiștii Filarmonicii Moldova din Iași. Would you please help me honor them? You will hear several different kinds of music today in several different languages. Astăzi veți asculta mai multe genuri de muzică în mai multe limbi străine diferite. We start with a piece in Latin and English. Eia, we will sing for joy. Then we do a classical piece by Handel. The children will sing in Romanian. Vom începe cu o piesă cântată în limba latină și în engleză. Ea vom cânta pentru bucurie și apoi o lucrare clasică de Haydn. Copiii vor cânta în limba română. Yeah.
compozitorul următorului cântec a dorit ca acest mesaj să fie citit înainte de interpretarea lui. Holocaustul este o zguduitoare aducere aminte a rezultatelor tragice ale prejudecății și urii dintre oameni. Dar, de asemenea, este o aducere aminte că speranța neclintită va fi victorioasă în ciuda oricăror împotriviri. Cuvintele următoarei melodii au fost inscripționate pe pereții unei celule din Köln, Germania, unde evreii se ascundeau de naziști în timpul celui de-al doilea război mondial. Speranța era singurul lucru pe care se puteau sprijini. Speranța a fost singura lor punte spre un viitor mai senin. Următoarea melodie se numește Inscripția Speranței și folosește o binecunoscută temă rusă. Este o încurajare pentru toți cei care trec prin încercări dificile, prin suferință și tragedii, un îndemn să fie puternici și să nu își piardă speranța. În cinstea originii ruse a compozitorului, copiii vor interpreta ultimul fragment în limba rusă. Fie ca într-o zi să fie soare, fie ca într-o zi să fie fericire, fie ca într-o zi să fie dragoste, fie ca într-o zi să fie pace. Thank you.
In 2011, I was given a unique honor to take a group of children to Strasbourg, France, to sing at the Council of Europe on behalf of children's needs around the world. În anul 2011, Music Camp a primit o onoare unică. Doamna Fortunato a fost rugată să meargă împreună cu un grup de copii la Consiliul Europei în Strasbourg, Franța, pentru a cânta în numele copiilor aflați în nevoie în întreaga lume. One of the things that is so important to us in Music Camp International is that we teach and train and encourage the children to be compassionate, to have care for those who are less fortunate. Unul dintre lucrurile extrem de importante pentru Music Camp este să îi învețe pe copii să aibă compasiune și dragoste și grijă pentru cei care sunt în suferință. This next song is dedicated to children around the world who are not as fortunate as some of these children who are so very blessed. They sing today on behalf of children around the world. Următorul cântec este dedicat copiilor din întreaga lume care sunt mai puțin norocoși. Copiii noștri, copiii din Iași, cântă astăzi pentru copiii din întreaga lume.
reasons that I've devoted my life to working with children is that they have the ability to imagine. They can imagine and dream of things that never were and say, why not? Unul dintre motivele pentru care doamna Claudine Fortunato și-a dedicat viața copiilor și muzicii este faptul că copiii au imaginații, pot să viseze și pot să-și imagineze lucruri care nu există încă și le pot face posibile. One of the great presidents of the United States said, some people see things as they are and say, why? I see things that never were and say, why not? Unul dintre marii președinți ai Statelor Unite ale Americii a spus, unii oameni privesc lucrurile și spun, de ce? Eu mă uit, văd lucrurile așa cum nu sunt și întreb, de ce nu? And so the children are going to sing a song that imagines a better world. Copiii vor interpreta o melodie care imaginează o lume mai bună. It was captured in a Disney movie called Aladdin, and the song is A Better World. Ea a fost extraordinar surprinsă într-un film Disney, Aladdin, cântecul se intitulează A Whole New World. Thank you.
The next song is a compilation of folk songs and spirituals. Următoarea melodie este o compilație din cântece populare și melodii din genul spiritual. It uses the picture of a railroad, and maybe you'll recognize some of these. Folosește ca emblemă imaginea unui tren și poate veți recunoaște câteva dintre fragmentele melodice care se vor auzi. Thank you. The final song that the children will sing was composed for a 10-year-old girl in Pennsylvania. Cântecul care va încheia concertul copiilor de astăzi a fost compus pentru o fetiță de 10 ani din Pennsylvania. This young lady has an astonishing voice and has been honored to sing for kings and presidents and leaders all over the world. Această fetiță are o voce deosebită și a fost invitată să dea concerte pentru persoane extrem de importante din întreaga lume. But this young lady and her family believe that children can make a difference. Această fetiță împreună cu familia ei sunt convinși și cred cu putere că copiii pot face o diferență în lume, pot schimba lumea. And so this prayer is a request for the children to make a difference in their world. Astfel încât rugăciunea pe care o veți auzi este o cerință ca copiii să poată fi lăsați să schimbe lumea. To believe in a day when hunger and war will pass away. To have a hope
amidst despair, that every sparrow's counted, that you hear each cry and listen to each prayer. Să credem într-o zi în care foametea și războiul nu vor mai exista, să credem într-o zi că fiecare strigăt de ajutor va fi auzit și că fiecare suferință va fi îngrijită.
Dragă Coni, îți mulțumim din suflet pentru aceste momente sublime de trăire atât de intensă și atât de emoționante. Mulțumim, dragi copii, pentru că ne-ați încântat. Dați-mi voie să vă semnalez o prezență deosebită în rândurile noastre, și anume pe cea a președintelui Consiliului Județean. Domnule președinte, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Consiliul Județean este un partener consacrat, este mereu alături de Inspectoratul Școlar Județean Iași și vă mulțumim că ați ajuns lângă noi. Doriți să ne spuneți un cuvânt, o impresie acum, la sfârșit de acest minunat concert? Bună ziua! După atât de multe emoții, aproape nu ai ce să spui. Vă mulțumesc și se dovedește încă o dată, muzica nu are graniță, nu au granițe. Vă felicit pe dumneavoastră, felicit copiii, felicit orchestra și vă mulțumim pentru astfel de evenimente. A fost superb. Vă mulțumim încă o dată. Deci, înainte ca doamna Coni să prezinte minunații profesori care au muncit timp de o săptămână, dați-mi voie să mulțumesc încă o dată Bisericii Catolice, pentru că, iată, ne găzduiește aici. Primăria, din partea primăriei Iași, alături de noi de această dată și ca de fiecare dată, mulțumim Filarmonicii de Stat Moldova din Iași, orchestrei simfonice. Mulțumesc tuturor colegilor mei care au fost alături de mine pe parcursul desfășurării acestui frumos proiect. Dragă Coni, te rog acum să prezinți pe cei care au muncit cu adevărat în această săptămână. Yes. Okay, I would like to acknowledge my teachers, please, if you would come. Teaching Clopoței Clasici, Horațiu Bușor. From Iași, teaching Fluier, Elena Popa. From Iași, teaching Orff Instruments, Daniel Popa. Teaching clarinet, Tudor Popița. Teaching violoncello from Bucharest, Diana Moats. From Iași, teaching vioara, Cristina Pentilli. I also want to recognize our young assistants from Arad. Alan Farkish was working with violoncello. Two from here in Iași, Carmen Engel and Samia Saleh. I also want to acknowledge my accompanist, without whom I would be dead, Smiranda. I also would like to introduce the director for Music Camp International here in Romania, Esther Peter. Directorul Music Camp în România, Esther Peter. My deep gratitude to the administration at Negruzzi for allowing us to have the facilities. Thank you so much. To the inspectorate for all the working together. For the church. Thank you so much. I think some of you know that I spend over half of my time in Eastern Europe. I live in California. I was told a couple of years ago that if I spent any more time in Ukraine, I'd have to pay taxes. I think if I spend any more time in Iași, I will have to pay taxes. I'm here a lot. I love your city. I feel very at home. I love your children. I'd like you to acknowledge the children, please.
My thanks also to Mr. Mariuzza. It's okay. Save it. It's okay. Thank you. The greatest gift that I take, thank you, is the music that you sing. Thank you. Let me also thank Mr. Mariuzza, Mr. Prelepciano, those in the administration at the Philharmonic. Thank you again. You are the ones who inspire the children. Bless you. Good afternoon. God bless you. La revedere și vă mulțumim. Vă dorim zile frumoase de vacanță în continuare. Nu uitați că școala începe luni. Pe 12 septembrie începe școala. Să aveți un an bun, prosper, cu note bune și să fiți sănătoși. Ne vedem cu bine la anul.